Salutare tuturor, sunt OnoGaming here și în episodul de astăzi voi face un ghid pentru începători în care vă voi prezenta anumite lucruri pe care trebuie să le știți în momentul în care ați intrat pe acest joc ca fiind un jucător nou și care nu cunoaște. Ok, în momentul în care ați intrat pentru prima oară în joc, vă va arăta un fel de trailer în care va pune după aia să alegeți dintre 3 tankuri. Avem un Tiger, avem un Sherman, avem un tank rusesc. Astea sunt doar niște tankuri care vă vor apărea doar în tutorial. Nu o să puteți să le luați, să le jucați la bătălii normale. Sunt doar niște tankuri de prezentare pentru a face o idee despre cum este jocul. Dacă vreți să citiți partea din dreapta, o să vă apară niște referințe istorice. Dacă doriți să le citiți, citiți-le. Sunt destul de interesante, după care vă mai pun să alegeți unul dintre tankuri. După mine, părerea mea este să jucați cu toate, să vedeți cum sunt. Fiecare are un rol diferit în bătălie. Tiger-ul este tankul cu armură, Sherman-ul este tankul cu DPM, iar T-34 este tankul cu un alfa destul de mare și un DPM destul de ok. Mai departe, după aia o să intrați în bătălii, în compania unor buți, NPC-uri, care nu o să vă facă nicio problemă. Dacă intrați direct între ei și vedeți că vă luați damage, stați liniștiți, nu o să vă omoare, pentru că sunt programat să stea din HP până undeva la 200 și de acolo nu o să vă omoare. O să vă explic, o să vă dea câteva hinturi pe parcursul bătăliei, de pe stânga trage sau de pe ce, ăsta, pe ce mergeți cu tankul. Bine, astea sunt niște chestii care mie mi-apar pe calculator, pe telefon, sunt diferite, dar sunt pe merg pe același principiu. O să vă dea hinturi, de exemplu, cum să trageți într-un tank. O să vă arate părțile roșii. O să vă arate de ce e partea roșie și de ce, unde ar trebui să trageți. O să vă arate că cu shift face zoom și tot felul de chestii de genul acesta. Sunt niște chestii care, după mine, sunt esențiale să le știți la început de joc și sunt foarte interesante să le învățați. Încă o chestie, înainte nu era acest tutorial, a fost implementat mai nou. Înainte era un tutorial mult mai basic, să-i spun așa, era foarte simplu. Mie nu-mi plăcea foarte bine că au implementat acest tutorial. Arată mult mai frumoase, animațiile sunt mult mai frumoase și experiența este mult mai frumoasă de asemenea. După care o să vă fac o prezentare, o să pun un trailer despre cam cum este jocul și o să ajungeți să vă alegeți un tank din mai multe națiuni. Acum acolo puteți să alegeți ce vreți voi. O să oricum puteți să selectați o altă națiune. Alegeți ce credeți voi că v-ar place la început. Acum, după ce ați selectat tankul, o să vă bage în garaj. O să vă mai dea hinturi cum să dați research la module. Și una alta, este bine să faceți acele tutoriale, să nu-i dați skip. Se poate da și skip, dar nu dați skip pentru că primiți 1000 gold. Iar acel gold se poate obține foarte, foarte greu. Depinde la ce nivel ajungi, adică dacă ajungi să joci foarte mult, se mai poate obține și prin alte variante, nu neapărat prin a investi bani. Goldul se poate obține prin a investi bani în joc. Așa își fac ei banii prin aceste gold cu care poți să-ți cumperi diferite tankuri, care numai cu goldul se poate cumpăra și tot așa, tot așa. După ce ați intrat în joc, completați toate cele mini tutoriale, o să vă arăt faptul că după ce intrați în Tech 3, după principiul meu și cum am gândit-o eu mereu, este că trebuie să aveți un tank, să începeți cu o linie de tankuri medii. Cum știți că sunt tankuri medii? E bine, vă uitați la iconița din partea stângă a tankului și o să vedeți că este tăiată o singură dată. Dacă este tăiată o singură dată, asta înseamnă că sunt tankuri medii. Tankurile ușoare, adică light-urile, sunt tankurile cu un ROM care este netăiat, este pur și simplu un rom. Alea sunt tankurile ușoare. Cele heavy-uri au două tăieturi și TD-ul e un triunghi. Foarte simplu. Când vreți să începeți o linie, gândiți-vă în felul următor. Ați intrat în joc, nu cunoașteți hărțile, nu cunoașteți pozițiile și este bine să aveți un tank cu care vă puteți deplasa repede. Un tank cu care puteți spota inamicii. Un tank cu care puteți explora hărțile. Și un tank cu care puteți să vă schimbați pozițiile foarte repede pentru a da suport pentru aliați. Și de-aia vă recomand să începeți cu niște tankuri medii sau cu niște tankuri ușoare cu niște light-uri. Să vă arăt direct linia pe care să începeți. O să fie linia de medii de la ruși, linia de pe care ultimul tank este T-62AU și un Object 140. Este o linie destul de simplă.
au un alfa destul de ok, T34, 85, 195, 190 de pe bucată, DPM bun, armura aici este mai micuță, T4 este la fel un DPM foarte bun, armura este la fel la micuță, mobilitatea este ok. Deci sunt tankuri care încarc și repede, merg, se deplasează destul de ok și începând de la tier 9 și 10 aveți și ceva armură bună, inclusiv T62 care are armură bună la turelă, nu neapărat pe partea de corp, partea de jos a tankului, deci numai la turelă, la fel și T54. T54 este un tank care își mai ia ocazional bounce-uri și în lower plate are o armură foarte bună pentru un mediu și are la fel și un DPM ok. Problema cu tankurile acestea este că gun depression-ul este foarte mic. Ce înseamnă gun depression? Adică nu-și lasă tunul în jos foarte mult. Are undeva la 6 grade T-54, iar T-62 este 7 grade și obiect 140 6 grade. 7 grade este mai ok decât 6, adică puteți juca și pe anumite dealuri, nu este o problemă să nu jucați acele zone. Și încă o linie pe care vreau să vă arăt este linia de light-uri de la britanici. Sunt niște tankuri ușoare, adică light-uri, care au mobilitate foarte bună și să zice cu un DPM, e un DPM mai mic, dar este ok. De exemplu, linia pe care vă arăt acum are o armură și foarte bună pentru, luând în considerare faptul că sunt tankuri ușoare. Bine, armura începe de la level 9 și 10, să nu credeți că toate au. Și nu au armură, să zicem că mare, adică au armură pe turelă, undeva la, dai să vărt acum, undeva în zona asta aici, atât au armură aici și apen foarte ușor și la fel și pe partea de lower plate. Dar dacă ai ajunge în anumite unghiuri și îți folosești gun depression-ul, sunt foarte bune. Ce sunt bun la tankul ăsta este pentru că au un tun care dă 350 alfa când este full, stock probabil are ceva mai puțin, 350 alfa, ai o penetrare foarte bună cu high explosive, adică muniția a treia care penetrează mai puțin, dar dă damage mai mult. Și astea fac tankurile astea foarte bune, poți să dai câte 400 pe bucată și încarci destul de repede pentru un light, undeva la 7,3 secunde. Dacă mai folosești și provizii și mai folosești și echipament de reload, scade undeva la 7 secunde, să zicem. De fapt aici am 7,3, ceea ce înseamnă că deja am folosit echipamentele și toate la pe el. De 7,3 este reload-ul final pe ele. Și Vikers are undeva la 6,5, merge pe același principiu, dar are o armură mult mai bună în zona asta aici. Și are foarte multe bounce-uri, am pățit și cu, indiferent cu ce tank te confrunți, dacă nimerești undeva în zona asta aici, așa e posibil să-ți dea bounce. Și la fel, dacă ai un unghi anume când faci, când joci full down, adică joci pe un deal, partea asta aici de upper plate devine destul de roșu și îți mai ocazional bounce-uri. Sunt tankuri cu o mobilitate foarte bună, au un pivot foarte mare și poți să vezi repede unde merg inamicii. Până să-ți dai tu seama unde sunt zonele bune pe hartă, sunt foarte bine să joci cu niște tankuri care să te duci să explorezi puțin harta. Și poți să explorezi și în training room, nu neapărat joci în meciuri cu ei. Poți să duci aici în stânga și îți creezi o cameră, îi pui un nume și tu îi spui toate hărțile să vezi anumite zone. Eu am făcut niște clipuri în care am prezentat cele mai bune zone pentru jucat, toate hărțile și cele mai bune jocuri de jucat cu light-urile, în special cu Vikers-ul. Acum, hai să vă arăt și cum să ajungeți la tier 10 mai ușor, pentru că trebuie să țineți cont de niște chestii. Când jucați simplu, adică n-aveți cont premium, de exemplu eu am 3 zile aici, dar când nu o să aveți cont premium și jucați fără, câștigați mult mai puține experiențe și credite după ce termina meciul. Bine, asta poate să difere de damage și ce faceți voi în acel meci, dar în general se câștigă foarte mult mai puțin decât cu un cont premium. Acum poate vreți să mă întrebați cum obțineți acest cont premium. În mod normal se cumpără, dar mai nou acum se poate obține și pe gratis din certificate care le obții. De exemplu, aveți certificate pentru 9 ore. Certificatele pentru ore mi se păreau cele mai utile, dar să obțin mai greu. Și aveți tot felul de certificate care le obțineți completând misiuni. De asta, dacă uitați eu aici, eu am certificate pentru 30 zile, mai am certificate pentru o zi de 9 ore, foarte multe și de o oră. Cele de 9 ore sunt ok, dar cele de o oră sunt foarte bune, pentru că intrați în joc și vreți să vă jucați, vă faceți un plan în care vreți să vă jucați o oră
și vreți să profitați la maxim de meciurile pe care le câștigați, pentru a obține acele certificate este nevoie să completezi anumite misiuni pentru a completa, pentru a umple o bară pentru aceste case-uri care le aveți sus, pentru aceste cufere care vă oferă, dacă dăm click pe ele, boostere, credite, ocazional vă mai dă și o reducere pentru tier 5 și aici vă dă foarte multe boostere. Asta este primul, chest. Hai să ne uităm la următorul. Avem certificate de 9 ore, ceea ce nu-mi place că certificatele de oră se obțin mult mai greu față de înainte, alea erau cel mai ușor de obținut și nu înțeleg de ce aici avem certificate de 9 ore și certificate de o zi. Și hai să ne uităm la ultimul, aici avem câteva camuflaje și cam atât. Ok, în fine, pe lângă certificate se primește și boostere și multe altele. Deci ca să faceți rost de compremiu, asta este o variantă. Să completați misiunile zilnice în care vă spune, de exemplu, să câștigați 3 bătălii sau să uite să primiți bonusul de ori 2 sau ori 5 de 10 ori sau să primiți un mastery badge sau clasa a doua pentru orice tank de 3 ori. Completând aceste misiuni, se va umple bara de sus, în care veți deschide pe rând fiecare chest și veți avea ocazia să deschideți și aceste weekly rewards care sunt acumulative a mai multe ok. Dacă mă uită pe ele, sunt posibilitatea să câștigați mai multe lucruri. Puteți câștiga și un slot de garaj, boostere, puteți câștiga și chiar și gold, experiență, free și credite. Și la cel de 600 sunt reward-uri mai măricele, con, booster, certificat de 9 ore, certificat de o zi, fix pe gol și multe altele. Asta este o modalitate de a face rost de aceste certificate. Încă o modalitate de a face rost de compremiu, să completați misiunile care vi le oferă cei de la Wargaming zilnic sau cei de la joc. Ce sunt aceste Battle Pass-uri. Acum nu este nevoie să cumpărați varianta premium. Se poate completa și cea gratis și veți primi, de exemplu, aici la nivelul numărul 3, o zi de compremiu, ceea ce este foarte, foarte grozav. Gol, puteți câștiga experiență, ortreurile, aceste ortreuri, să vorbim despre, sunt foarte utile când jucați cu tank stock și vreți să-l faceți repede. Vă multiplică experiența pe ziua respectivă de 3 ori, dar se consideră numai prima bătălie. Și dacă ne uităm, noi mai avem un compremiu la level 39 și tot așa mai departe. Bineînțeles că pe partea primă se obțin mai multe avantaje, dar eu vreau să vă arăt partea free, fără să investiți ceva bani în joc și nici nu vreau să faceți treaba asta momentan. Acum v-am spus că în afară de acele certificate pentru compremiu, veți obține și aceste boostere care vă multiplică experiența, creditele, experiența echipajului pe fiecare bătălie. Preferat ar fi să jucați cu cele epice. Cum le faceți? E bine, le combinați pe cele, de exemplu, de common, le faceți în rare și după aia alegi în epic. Boosterele le obțineți la fel tot din evenimente și din deschiderea acelor containere. Și pe lângă acele containere care vi le mai dau ei, vă mai dau și niște containere aici, odată la, de exemplu, acestea odată la 6 ore, îmi pare că acestea odată la 3 zile, dacă nu mă înșel, și acestea odată la 6 zile, în care vă oferă la fel, dacă ne uităm de pe primul aici, dă posibilitatea să obțineți și niște tankuri, dar să nu credeți că vi le va da mereu, e ceva random. Mie mi-a picat de la cel de 6 zile, câteva de aici, mi-a picat acest tank, Su-122-6, deci tankuri pică, dar nu, să nu vă așteptați să vă pice des, vă pică destul de rar și este bine că pică. Puteți câștiga gold, puteți câștiga FXP și tot așa. În momentul în care cercetați un tank, să zicem, cercetați un tank nou de level 5, să încercați astăzi la level 5 sau level 6, strângeți foarte multă experiență free pentru a debloca mai ușor modulele. Acum asta se va obține mai greu, pentru că dacă nu aveți un tank, tankurile de level 10 obțin mai ușor free experiență, scopul free XP-ului, de a debloca modulele tankului fără a juca cu tankul respectiv de pe linie. Se poate obține mai ușor la level 10, se mai poate obține din evenimente, la fel cum v-am spus și cu cele două și din misiuni. Și acum hai să vă arăt cum să jucați economic, să nu pierdeți multe credite, pentru că am văzut persoane care pierd foarte multe credite după ce termină o bătălie. Acum creditele se obțin în funcție de damage, assist, spot și sunt mai multe
categorii și îmi pare că obții și dacă te plimbi numai pe hartă, îți dă ceva credite și experiență pe plus, dar foarte puțin. Deci trebuie să ținem cont și de aceste lucruri înainte să vă spun ce trebuie să faceți. Eu, de exemplu, înainte să încep să joc și când jucam la low tier, să le zic așa, jucam doar cu, dacă vă uitați în partea de jos, aveți consumabile, provizii, muniții și echipamente. Jucați doar cu un singur echipament. Acum este destul de riscant să jucați cu unul singur, pentru că în meci se întâmplă de multe ori să vă pice anumiți membri ai echipajului și nu veți putea să-i repari. După mine ar fi ok să jucați numai cu un, multi kit care conține toate kiturile la un loc. Dar doar cu unul, nu consumați foarte multe credite pentru adrenalină, pentru mai știu ce, engine power sau chestii de genul ăsta, pentru că vă irosiți credite, mai ales la început. Gândiți-vă că o să aveți nevoie de acele credite când ajungeți la mai sus, când ajungeți la level 7, level 8, level 9. Folosiți unul singur care considerați voi că ar fi cel mai ok. Eu o să vă recomand multi-kit-uri pentru că le aveți pe toate într-unul singur și are cooldown de 90 secunde. Deci dacă v-a picat încă ceva, mai așteptați 90 secunde și reparați și ăsta membrul respectiv. Folosiți doar unul, nu folosiți pe toate, că o să aveți obiceiul să le folosiți și de-aia pierdeți foarte multe credite în timpul meciului. Proviziile, la fel. Aici vă recomand să nu folosiți nimica la început, pentru că astea costă bani fiecare dată când jucați, vi le iau automat. Aveți 4500 credite, 2700 și 7500, deci aveți din prima de la 15.000 de credite luate de numai de aceste provizii. Le puteți folosi pe level tankuri de level 10, dar momentan când începeți la început nu le folosiți. Puteți încerca doar, să zicem, de exemplu, aceste provizie, doar una singură, nu exagerați toate trei la început. Muniția la fel, când veți începe jocul, asigurați-vă că aveți mai multe AP-uri decât heuri, asta ar fi un lucru, și nu luați cu voi foarte multe muniții gold, pentru că fiecare muniție, spre exemplu, la Viker sau mine costă 4.000 de credite. La alte tankuri sunt mai scumpe, la altele mai ieftine. Dar luați undeva la 2-3 proiectile maxim, învățați să le penetrați tankurile cu AP-uri și cu heuri. Acum, linia asta pe care v-am spus eu de medii, au penetrare destul de slabă cu AP-uri și va trebui să luați ceva gold cu ele. Ok, și după ce ați reținut aceste lucruri, puteți începe să jucați prima pe o linie. Recomandarea mea ar fi să jucați doar pe o linie, să nu începeți mai multe linii. După ce ați făcut acele două linii de care v-am spus, puteți începe o altă linie de TD-uri. O să vă spun linia de grill, pentru că e o linie cu mobilitate, alfa mare și camo destul de bun, ai armură, în schimb. Și de acolo puteți încerca și alte linii. Uitați-vă și pe YouTube la alte review-uri. Eu n-am făcut momentan review la foarte multe, dar am făcut un review la Object 140 sau T62, în care am spus diferențele între ele și care ar fi cel mai bun. Cam atât în episodul de astăzi, eu sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Baftă!